ne este dată decât o singură viață, scurtă. Și atunci, în perioada asta, cât suntem pe pământ, ar trebui fiecare să se gândească cum poate să-și folosească mai bine forțele lui pentru singurele scopuri care le are omul în scurta lui trecere prin această lume, fericirea celor dragi și apropierea de Dumnezeu. Fără aceste două acțiuni, viața nu are nici o valoare, niciun sens și niciun scop. Pentru că mecanismul încetării este pus în om în momentul când se naște. Această aspirație a omului de a fi etern și de a fi drept, îi spuneam și lui Sandu pe drum, cele două aspirații mari ale omului, din nefericire sunt blocate de moarte și de faptul că nu putem să ne desăvârșim moral și rămânem niște oameni păcătoși. Și atunci, cred că oricâtă avere ai avea, oricât bine ai avea, oricâtă sănătate ai avea, dacă nu ești apreciat de ceilalți oameni, nu ești nimic. Și acesta este un semn de apreciere ce se întâmplă aici. Este un semn de cinstire și de, așa cum spunea Părintele, de pomenire, pentru că omul, dacă nu-și pune semne pe pământ, nu poate trăi în veșnicie. Aceasta este veșnicia noastră, semnele care rămân după noi. Pilda împăraților bucoveni și a fiilor lor este una din cele mai mari jertfe care s-au întâmplat în lume, alături de Galileo Galilei, alături de toți acei despre care Goethe spune că, cunoscând câte ceva, cei care au cunoscut câte ceva și au fost atât de deșucheați să-și dezvelească mintea și sufletul, au fost sau răstigniți, sau arși de vii. Asta face omul cu cei care se ridică și cu cei care fac ceva bun pentru omenire. Ori răstignește, ori arde. Pentru că în om este fundamentul păcatului când și-a refuzat dumnezeirea. Și poate să fie sublim sau poate să fie mizerabil. Nici un animal nu are această scară decât omul. Moartea îl face egal cu toate celelalte animale, iar păcatul îl coboară sub animal. Acest semn care s-a făcut aici lui Cornel Udrea se încadrează într-o spusă a marelui nostru scriitor Octavian Goga. Spunea: granițele unei țări nu se păzesc cu soldați, ci cu statui. Acolo este granița țării unde stau statuile. Dacă statuia lui Eminescu este în Canada, acolo e granița României. Și acesta este un semn pentru valoare, pentru respectul față de Cornel Udrea, pentru osteneala pe care el și-a dat-o pe pământ ca să ajungă să pună acest semn, și este o cinste pentru cei care s-au gândit, pentru cei care l-au cioplit și pentru cei care consideră că omul trebuie să-și regăsească
omenia. Vă mulțumesc.